Picturile din cadrul acestei expoziții sunt create de elevii școlii Matei Basarab, elevi din clasele 2-8, care participă în cadrul unui cerc de pictură desfășurat la nivelul școlii. Această expoziție este precum o rugăciune în culori, ca o fereastră deschisă către Dumnezeu, acum în săptămânile dinaintea Paștelui. Lucrările expuse aduc bucurie în sufletele copiilor care au realizat aceste icoane, iar nouă nu ne rămâne decât să apreciem lucrările și să lăudăm inițiativa domnului profesor și a elevilor, care au știut să îndrume și să realizeze prin sensibilitate și maestrie aceste icoane. Să nu uităm că icoana înnobilează sufletul și casa omului. O expoziție cu tradiție pe care o organizați în fiecare an aici, în Trecov. O organizez din anul 1990 cu subiectul acesta religios. Pe de o parte, pentru că după 90 s-a simțit nevoia unei revigorări a sentimentului religios în rândul copiilor mai ales, și în al doilea rând pentru că există talente care trebuie încurajate. Elevii care și-au expus picturile în cadrul acestei expoziții, unii la prima acțiune de acest fel, alții mai mari cu experiență, spun că au lucrat luni bune la aceste icoane, dar cu drag și sub îndrumarea profesorului de desen. Bună, Maria, și tu ai expus aici câteva icoane, nu? Pe care le-ai pictat în cadrul cercului. Da, am făcut 4 icoane, sunt câteva afișate și... Și îmi doresc să continui cu această activitate. Îți place la cercul de desen, nu? Îmi place foarte mult. Stăm chiar lângă pictura pe care tu ai realizat-o pentru acest vernisaj, nu? Da, este o pictură care reprezintă Maica Domnului și pruncul și care este pictată anul acesta de către mine, eleva școlii Matei Basarab, clasa 8-a. 8AC, diriginte domn profesor Dan Popescu, care este și cel care a organizat această expoziție.